Bine v-am găsit, dragii mei! Astăzi vreau să vă povestesc povestea celor 5 puișori. A fost odată ca niciodată 5 puișori, care trăiau împreună cu mămica găină și tăticul cocoș. Într-o dimineață, cei 5 puișori s-au trezit foarte flămânzi. La fel cum vă simțiți și voi dimineața când vă treziți sau când ajungeți acasă de la grădiniță sau școală. Atunci, primul puișor a spus: "Mie mi-e foame, aș vrea să-mi dea cineva un vierme mare și gras." Și a început să viseze la viermele cela mare, să-și imagineze cum îl înghite și ajunge în stomac la el. Indiferent cât de mult și-a dorit primul puișor să-i dea cineva un vierme mare și gras, acest lucru nu s-a întâmplat. Atunci, al doilea puișor era și el foarte flămând și, auzindu-l pe fratele său vorbind despre ce își dorea să mănânce, a spus și el: "Și eu sunt mor de foame. Aș dori să apară în fața mea o găzuță grăsuță pe care am să o înghit cât ai zice pește." Și a ridicat privirea să vadă dacă nu vine vreo găzuță. Și pe măsură ce se tot uita, îi se făcea și mai foame. Iar cel de-al treilea puișor se simțea la fel de flămând ca și frații săi. "Piu, piu, piu!" a strigat, sperând că cineva îl aude. "Aș vrea ca fermierul să ne aducă un vas mare cu babe din acele de care ne aducea adeseori." Cu gândul acesta în minte, a rămas uitându-se la portița pe care intra de obicei fermierul și aducea boabele, sperând că îl vede și de această dată. Speranța lui a fost în zadar și se simțea tot mai înfometat. "Ah!" spuse cel de-al patrulea puișor, urmându-și frații. "Iar dacă soția fermierului ar veni și ne-ar aduce niște fermituri de la cina de aseară, ce bine ar fi!" La fel ca și cel de-al treilea puișor, cel de-al patrulea a rămas uitându-se în zadar la portița pe care intra de obicei soția fermierului și se făcea tot mai foame. Toate aceste discuții despre mâncare l-au făcut pe cel de-a cincilea puișor să se simte atât de flămând încât îi venea să leșine. "Iar eu aș vrea iute niște grâu crocant sau m-aș mulțumi și cu orice altceva." Privirea lui a rămas ațintită spre tăvița în care fermierul le punea grâu. Cu fiecare secundă care se scurgea, foamea puișorilor devenea tot mai mare. Auzind dorințele celor 5 puișori, tăticul cocoș i-a strigat: "Ia veniți aici!" Adunându-i pe cei 5 puișori în jurul lui, le-a spus: "Dragii mei, ați observat ce fac eu și mămica voastră atunci când ne este foame? Dacă doriți să luați micul dejun, veniți după noi pe cărarea din grădină. Acolo veți putea învăța să scormoniți pământul și să luați câtă mâncare doriți." Din acea zi, puiuții dădeau fuga în grădină de cum se trezeau. Niciunul dintre ei nu s-a mai plâns că moare de foame. Ei au învățat că de cele mai multe ori, dacă au nevoie de ceva, este bine să înveți să obții acel lucru. Dragii mei, stați acasă, noi vă povestim!